Regina Maria a rămas personalitatea istorică cea mai iubită de generații întregi de români pentru moștenirea ei istorică, culturală și spirituală, chiar și la 85 de ani de când a plecat dintre noi. Chiar aici, la Wing Gallery, în colaborare cu Fundația Calea Victoriei, are loc o conferință în care o vom evoca pe Regina Maria. A dat o imagine țării. Dacă ar fi să mă refer doar la conferința de pace de la Paris, a fost încoronată cu fast și a dat și acea maiestate și acel magic. A așezat România în rândul altor țări cu prestigiul pe care i-a conferit prin statutul său regat. Ultimii ani din viața Reginei Maria au fost plini de suferință. Fiul ei, Carol al II-lea, a izolat-o tot mai mult. I-a interzis întâlniri cu liderii politici și participarea la acțiuni publice. I-a exilat prietenii. O vreme Regina Maria a călătorit, apoi s-a retras la casele ei de vis, cum numea castelele de la Bran și de la Balcic. Starea sa de sănătate s-a deteriorat începând cu 1937. A fost la cură la Merano, a ținut fel de fel de diete. Citind jurnalul ei din ultimul an, nu poți să nu fii impresionat de maniera în care a luptat regina și de faptul că până în ultima clipă, și însemnarea sa ultimă este din data de 11 iulie 1938, Regina Maria a crezut că se va însănătoși. În timp ce se trata în țară și mai apoi în străinătate, a asistat îndurerată la lovitura de stat pe care Carol a dat-o pe 11 februarie, când și-a instaurat regimul de autoritate personală și apoi la alipirea Austriei la Reichul lui Hitler. Aflată în Dresda, la clinica la care se trata, Regina Maria și-a simțit sfârșitul și i-a cerut regiului Carol al II-lea un avion care să o aducă acasă, însă acesta a refuzat. Hitler i-a pus la dispoziție un avion pe care regina nu l-a acceptat și a călătorit până la Sinaia timp de 3 zile și jumătate cu trenul regal. Românii au aflat că trenul regal o aduce acasă pe regina lor bolnavă și s-au înșirat de-a lungul căii ferate. Au aruncat cu găleți cu apă rece peste vagonul supraîncălzit de caniculă. A ajuns la Sinaia pe 17 iulie, mai mult inconștientă. Regina Maria a murit la data de 18 iulie 1938 în Sinaia, la Pelișor, chiar în camera de aur în care în momentul acesta stă într-o cutie inima ei. A fost o boală care nu putea fi tratată nici în secolul trecut și care, din păcate, în multe cazuri nici acum nu este tratată. Vorbim totuși despre o ciroză hepatică. Trupul reginei a fost depus în holul castelului Pelișor. Sicriul așezat pe un afet de tun a mai făcut un drum de la Sinaia la București și în sfârșit la Curtea de Argeș, unde a fost înmormântată alături de regii României. Ultima ei dorință a fost să-i fie prelevată inima pe care a lăsat-o poporului ei.